Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre site-ul ADS Cash. În special în acest video vreau să explic ce ar fi bine de făcut pe acest site. Cine va înțelege gândurile mele, posibil că va câștiga din asta în viitor destul de mulți bani. De ce posibil că știți în internet, nu tătă-i sigur, dar ce o să arăt acum, cred că vă va face să înțelegeți mai bine gândurile care vreau să le explic în acest video. Deci, ADS Cash este un site de criptomonede. Nu de mult, undeva vreo oră urmă, s-a prelungit perioada de pre-start. Era 25 martie, orientativ undeva, acum văd că azi e 20 martie când fac acest video. Aici i-a arătat încă 15 zile, undeva 5 martie, cred că 5 aprilie mai degrabă. O să fie deschidere, mai sunt unele lucruri care trebuie să fac site-ul. Deci la ce vreau să trag atenție, uitați-vă. Aici este o direcție în back-office, chart, unde sunt câteva exemple și aceste exemple vor fi interesante pentru cei care vor să câștige din investiții. Deci uitați-vă, Bitcoin s-a lansat în iulie 2010, prețul inițial la Bitcoin era 0,08 dolari, deci mai puțin de un cent. Acum un Bitcoin costă, uitați, de la 800 până la 1150 de dolari un Bitcoin. Puteți să vedeți câte ori a crescut prețul. Deci asta e cel mai cunoscut exemplu. Deci, ideea care că noi toți care ne înregistrăm acum în prelansare primim câte 100 de monede. 100 de monede asta e destul de puțin. Deci asta ca cadou ni se dă. Dar oamenii care au spirit de investor, ei nu vor să se limiteze la aceste 100 de monede. Pentru ei o să fie posibilitatea de a cumpăra monede din moment cum o să deschidă site-ul. Și monede o să putem cumpăra doar pe Bitcoin. Adică trebuie din start acum să gătim portofel Bitcoin și să depunem acolo bani ca să putem cumpăra asta, ADS Cash, cine va dori. Cât va fi ADS Cash? Deci eu am informații și de la ruși, dar deci cifrele ele, în orice limbă cifre, deci vor fi din start când se va deschide ADS Cash 2 cenți jumate o monetă. Deci ce înseamnă aici? Niște calcule. De pildă, dacă aveți un dolar în Bitcoin, deci o să puteți cumpăra 40 de monete ADS Cash. De pildă de 10 dolari, o să puteți cumpăra 400 de monete ADS Cash. Asta în primele zile, când o să deschidă. Deci treptat, prețul la ADS Cash va crește. De pildă de 100 de dolari, o să puteți cumpăra 4.000 de monete, ca exemplu. În prima zi, ca să te vă deschide. Când la așa preț, la prețul de deschidere. Deci asta eu și arăt că când s-a deschis Bitcoin, prețul era, uitați-vă, 0,08 cenți. Sau nu cenți, dar dolari. Mai puțin de un cent era. De exemplu, aici sunt arătate exemple și la alte criptomonede. De pildă, criptomoneta Ethereum. Ea, 2 ani în urmă, s-a pornit mai puțin de 2 ani. 7 august 2015, 2,83 dolari. Acum îi 30 dolari undeva. Sau 10 dolari. A. E 19. Deci 10 și ceva mai dolari. Deci adică de 4 ore crescut timp de un an jumătate. Deci 4 ore mai mult. Alte criptomonete, ca exemplu, care s-au deschis pe 22 martie 2014. Uitați-vă cât era. Era 001
dolari. Acum, de pildă, e 20 de cenți. Ea a crescut, dacă să vă uitați, undeva de 200 de ori moneta aceasta. Chiar mai mult, adică este a fost în timp de jumătate de anul le-a crescut. Un an aproape. Pe 1 decembrie. Sau decembrie 2015, martie. Deci în 9 luni de 200 de ori a crescut. Deci uitați-vă, dă-vă că și cât poate să crească. Deci compania spune că va fi în jur de 2 dolari jumate, peste jumătate de an. Deci în jumătate de an poate să crească 100 de ori. De 100 de ori prețul. Și deci, dați să vă arăt niște calcule uitative. De pildă, dacă o monetă vă costa un dolar, deci s-a cumpărat de un dolar, de pildă s-a cumpărat 40 monete, o să aveți 40 dolari venit. Dacă o să luați de 10 dolari, de pildă 400, asta dacă o să fie un dolar, a mai uitați dacă o să fie 10 dolari monetă. Deci o să aveți 400%. 400 de ori mai mult, venit. Deci ideea care, că acum să gătiți undeva acolo, știu, 10 dolari, 100 după posibilități, să vă luați monete și, știu, în jumătate de anul, an, sigur că o să aveți venit. Vorba deja depinde cât o să crească moneta. Deci, cazurile astea sunt multe, de pildă Dash, Dash moneta, criptomoneta, ea, pe 20 februarie s-a deschis, prețul era $1.07, acum ea e 21 de dolari, adică 20 de ori a crescut, deci chiar și 10 și 20 de ori să crească prețul la monete, tot o să fie. Deci aici ai lăsat deja locul când o să fie, de-am statistică, la ADS Cash. Da, și cine n-are bani, eu o să mai fac un video despre un site care se numește MyCashBar, unde, fără investiții, pornind programul acesta pe calculator, aici unde arată reclame, programul acesta lucrează în PayPal Bitcoin, și eu am vreau să o fac, e gratis, o instalați și în jur de 10 dolari pe lună poate să vă aducă fără lucru pe ea automat. Deci 10 dolari, de 10 dolari pe lună, pe lună, ca exemplu, ați venit și ați luat monete. Deci jumătate de lună o să treacă până o să fie lansarea și undeva, eu cred că primele 2-3 săptămâni, hai, el nu vor fi 2 cenți jumătate, vor fi, eu știu, cu 10 cenți, cu 20 cenți. Adică tot e un moment că o să puteți cumpăra deasupra la cele 100 monete cadou, niște monete. Deci ideea e care că acum cât sunt ieftin să cumpărați ADS Cash iar apoi să le vindeți când o să fie mai scump. Ca cum a fost cu Bitcoin de pildă, ori cu alte criptomonete care sunt aici arătate ca exemplu. Chiar și de 10-20 de ori de pildă să vă 10 dolari și de 20 de ori asta 200 dolari de pildă să scoți. Eu cred că nu e rău. Pentru asta o să vă uitați la mine pe canal, o să fie alte video despre CashBear, MyCashBear, o programă care, uitați, este și PayPal, dar PayPal ADS Cash nu primește, deci de atât și am luat că este Bitcoin, programa dat. Că mulți se pierd cum să fac schimb Bitcoin din PayPal în Bitcoin și invers și mai departe. Pentru asta sunt site-uri de schimburi, este așa un site foarte răspândit ca Best Exchange deci el e în rusă, dar este și limba engleză pe ce site dacă intrați așa dat și aici ea sunt direcțiile de pildă aveți Perfect Money și vă trebuiește Bitcoin Perfect Money, Bitcoin. Și el vă face o statistică de schimburile care lucrează în direcția dată, de pildă. Exchange-ul acesta spune că
Așa, prețare pentru schimb și rezerve. Deci uitați-vă care are rezerve. Deci aici rezervele sunt indicate în Bitcoin. Deci nu în dolari, dar Bitcoin. Pe la 51 de Bitcoin. Deci o să vedeți de unde sunt cumpărați. Aici mai mult, dar și mai departe. Deci care are puțin, acolo poate să nu vă ajungă. Și aici ia deja oamenii care au făcut comentarii. Deci care sunt, uitați-vă, fiind în partea cealaltă, comentarii pozitive, care în partea cealaltă, negative. Deci site-ul acesta caută cele schimburi care lucrează corect și nu sunt pretenzii. Și deci vă uitați, alegeți direcția. Deci prima coloană ce dați și a doua coloană ce vreți primiți. Și aici vă apar schimburile. Deci bestexchange.com ca să vedeți cum face schimb a banilor din alt sisteme, de pildă în Bitcoin, ca să pregătiți bani pentru acest site, puteți cumpăra. Deci asta, în principal ce am vrut să spun, că pe ADS Cash noi o să lucrăm cu criptomonete, deci poate de făcut comandă la publicitate, dând ca plată ADS Cash criptomoneta aceasta ori, a doilea posibilitate de câștig, anume făcând investiții în moneta dată, să câștigați din diferența în preț, care o să fie cu timpul. Deci prețul la ADS Cash va crește ca și Bitcoin. Deci asta așa spun autorii acestui site, dar asta numai timpul o să arăte, pentru cât este de corect. Deci eu cred că 10, 20, acolo până la 100 de dolari, nu e aceea sumă cu care noi putem să ne să ne fie jele, în sens. Adică fiecare are careva limita lui care el poate să-și permită să investească. Ideea este că acum din start ele o să fie cu 2 cenți și jumătate monetele și cât mai multe monete cumpărați, cu atât mai bine, eu cred că să fie în timp. Cam atât ce am vrut să spun, nu mai bine.